Resping orice idee care atestă că pensiile vor scădea. Nu există și nu a existat în intenția Guvernului un astfel de demers pentru a diminua valoarea pensiilor. Ceea ce ne dorim este un echilibru just și rațional al tuturor categoriilor de pensii. Al doua subliniere. Vârsta de pensionare nu se modifică. A treia subliniere. Forma ordonanței care va intra în ședința de guvern de astăzi are ca inițiator Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne. A patra subliniere. Recunoaștem sacrificiile și profesionalismul militarilor, a căror întreagă viață au pus-o sub semnul misiunilor dificile pe care le-au desfășurat. În același timp, trebuie însă să asigurăm stabilitatea și predictibilitatea bugetară în ceea ce privește stabilirea pensiilor militare de stat și actualizarea cuantumului acestor pensii.